Veștile au lumea lor, tărâmul lor nemuritor, la orice vârstă am fi. Să încercăm acest popas și-n poveste pentru-n ceas, să fim din nou copii. E greu să-i crezi pe cei mai mici că au putere de voinici, dar sigur vor avea. Așa e lumea de povești și despre ea când povestești, să spui oricând așa. Inimaginabil, inimaginabil, dar s-a întâmplat cu adevărat. Inimaginabil, inimaginabil, nevăzut și necrezut. Inimaginabil, inimaginabil, parcă sunt povești, dar le întâlnesc. Odată te găsești în lumea basmelor. Eroi îi poți inventa, ei sunt legați de vorba ta când ești povestitor. Minune aici, la orice pas, că poți rămâne fără glas în fața lor. Cine mă va asculta povestea când o va afla, va spune la sfârșit. Inimaginabil, inimaginabil, dar s-a întâmplat cu adevărat. Inimaginabil, inimaginabil, nevăzut și necrezut. Inimaginabil, inimaginabil, parcă sunt povești, dar le întâlnești. Inimaginabil, dar oricând este posibil ca în viața ta să le trăiești. Inimaginabil, dar oricând treceam pe aici, moșnege, și te-am auzit vorbind despre baba ta. Frâșână bună, fermecată, nu cumva te-ai așezat pe cineva? Nu. Tu spuneai, moșnege, cum că nu-i pe lume o femeie cum e baba ta. O zână bună, fermecată, jur că e așa cum spun. Nu-i femeie mai steață ca baba mea. Uite ce-i moșnege. Mai ambiționat și-ți propun un rămășag. Doi bănuți de aur îți dăruiesc. Dacă ascunși de tine, eu în 7 zile nu-i găsesc.
să câștige o răvășagu. Zâna bună fermecată m-ar ierta și atunci pe veșnicie mi-ar lăsa punguța mie, numai dacă baba mea banii mei nu i-ar afla. Dar orși unde aș pune punguța, ea știe, de parcă și noaptea ar vedea. Pot să fac o mișcare că simte de parcă i-ar spune cineva. Așa cum e baba, așa cum e baba, nu-i alta ca baba mea. Zână bună și fermecat. Rămășag, rămășag, dar fără farbeci. Oh. Iarăși? Da. Unde pleci? Cum unde? Ca întotdeauna în... în povești? Mă duc să-mi fac datorie. Sincer să fiu, m-am cam săturat. Toate poveștile astea, din străfundul tuturor timpurilor, până dincolo de infinit, de-a lungul și de-a latul pământului, toate poveștile sunt la fel. Același a fost odată, ca niciodată, o prea frumoasă fată. Dai pagina, vine-ți meu, adică eu, o răpește. Și apare paca, 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 fă frumos. Fă frumos, mă doare capul de ale mele. Și scoate panoșul. Și-s meu, adică eu, cade lat. Și asta întotdeauna. A, ce să mai povestim? Și stai, stai, încet că-mi strici freză. Ușor. Și acum? Ce faci? Cum ce fac? Nu ți-am spus? Sunt la pagina a doua. Mă duc și mă fac de râs. Să știi că n-am găsit nicio cămașă curată. E, asta-i. Ieri le-am călcat pe toate. Toate, toate, dar eu n-am găsit niciuna. Uite și te rog foarte mult. Am vrut să spun de mult. Termină cu faptele astea ale tale cu rezonanțe spectaculare. Mai bine du-te și vezi ce mai e pe la bucătărie. Ia uite, am obrazul falit, parcă-i burta unui pește. Și burticica asta. Am făcut-o numai așa, din fascinație biologică. Unde vezi tu, burticica? Arăți foarte bine. Să știi că sunt o soție bună și fac și fapte bune. Am pus rămășacul în moșneac și vreau să câștige o punguță cu doi bani. Punguța cu doi bani? În afacerea asta nu ești un cocoș?